Bună ziua, doamnelor și domnilor! Haideți că, să vedeți, după Paști, chiar lumea face minuni. Vreau să vă arăt ceva foarte important azi, după Paști, cum am ținut pe data de 4, Leuțu încă îl iubește lumea, fraților. Vedeți că îi trimite deja lumea cadouri, îi trimite colete. Chiar îi mulțumim foarte mult pe cei care ne iubiți cu drag și îi trimiteți la copil. Aveți deosebită plăcere și îi trimiteți la copil ceea ce vreți voi, ce vă simte inima voastră. E o minune foarte mare. Uitați acum, după Paști, a primit un colet. Ia vedeți și voi aici, coletul este expeditor. Doamnă, știți că v-am zis că o să vă pronunț numele. Ați fost de acord că am vorbit cu dumneavoastră. Uite, Leuțu, hai că pune aici să nu se vadă nici strada, doar numele. Doamna Mocanu Dana. Deci vedeți și voi, da? Expeditor. Uitați aici, adresa mea, puteți să se vadă. Nu-i niciun fel de problemă. Vedeți? Destinația Buștean Ion, strada Sires, Rehaia, da? Județul Mehedinți. Am primit coletul. Hai să-l deschidem. Hai să vedem ce i-a trimis aceea doamna lui Leuțu. Lasă că nu are nimic. Vrei să desfaci tu, Leuțule? Da. Hai că-i cadoul tău, dacă te filmez eu. Ia. Și o să desfacem. Ai șters camera Leuțu în spate? Nu, mai șters-o, dar văd că... Ia, vezi, e ceva pe ea? Puteți să stați un pic, prieteni, să ștergem camera? Ștergem că nu e nicio problemă. Deci o să trebuie să... Leuțu a fost trezisă. Când la poartă, curieratul. Deci aveți un colet pe numele cutare și când a văzut copilul s-a bucurat. Uite, Leuțu, spune la doamna, la tanti cine s-a trimis, mulțumește-i. Mulțumesc pentru colet. Am ajuns. Nu trebuie desfăcut-o de aici, Leuțu. Taie și asta, partea asta. Dă-i cu forfeca. Uite și desfaceți de aici, întoarce așa, invers în cap. Nu, nu, aici, așa, așa. Bublimată. Întoarce-o așa. Să desfacem. Nu, ce, nu vă grăbiți? O să faci cu farfeca. Să vedem ce a primit Leuțu. Îi mulțumim mult, doamna, că i-a primit Leuțu. Vezi acolo? Ia, dă-ți să văd că scrie ceva. Dă lista aia, dă lista, lista cu tunița. Stai un pic, ai răbdare, Leuțu. Stai să vedem. Lasă-l să citesc prima dată la prieteni. Dragă familie de bucătari, după ce am vorbit pe Messenger, mă țin de cuvânt și vă trimit din suflet acest pachet. Uitați ce frumos scrie acea doamnă. Doamna, cum a scris numele? Mocanu Dana. Dana. Ia uite, asta e pentru... Doamna este din Constanța, fraților. Ia, ce scrie aici? Leuțu. O, doamne, mulțumim frumos, doamna. Două perechi de blugi. Știi că avem aici măști, o cutie de Raffaello. Ce, spune-le pe toate la rând. Asta. Scrie? Ce scrie? E tot pentru mine, că sunt chestii... Desfăle. Desfăle să vadă și prietenii noștri. Cu ce lucru, uitați aici, fraților. Fixuri și astea, Leuțu, pentru școală. O, îți mulțumim, doamnă. Pune-le așa jos, frumos. Fixuri. Ia pungile. Trebuie să iau asta. Adidas, crezi că asta e pentru cutunița? Nu scrie acolo? Da, scriu. Ce scrie aici? Leuțu. Ia, cutunița. Ia să vedem pentru cutunița. Asta nu deschid eu, trebuie să-l deschidă ea. Da, îl deschid eu. Ce e asta? O, ce bluză faină, cutunița. Da, și o franelă. Ia, mai desfă-o, Leuțu, mai arată-o. Dar cu fața către noi, invers. Da, un franel și o bluză.
Îi mulțumesc lui doamna că mi-a trimis franilul ăsta. Mulțumim, doamna Dana. Aici ce mai este? Cred că mă duș. Și avem aici un covoare. Da, de pus în baie. Mulțumim frumos, doamnă. Hai să le punem așa, să le arătăm la prieteni. Blugi, uitați pentru Leuțu, pantalonașii. Da, astea... Asta ce e, Leuțule? Păi șapte, da, pentru mine. Spatom, nu știu ce e acolo. Rafaelo, pizuri pentru copil. Da, ce scrie doamna. Zice, nu e cine știe ce e în pachet, doamnă, contează gest, vă mulțumim frumos. Așa, ce este? Da, doamna Dana. Moncanul, așa cum scrie aici, că poate n-a să ne cunoaștem, poate vine dânsa la Strehaia, vedeți voi, sau venim noi la mare. Uite, luai bluza pe mine. Vede ce frumos este la chinița cu bluza. Da, foarte frumoasă. Mulțumim, Dana Moncanu din Constanța. Ia vedeți aici. Ce cadouri a trimis la copil. Nu știu, desfăși tu să vedem ce. Uite și astea, covertuce astea alea de pus în baie, covorașele alea și la ușă. Să vedem. Desinfectant. De mâini. De mâini? Da, asta e desinfectant. Poate e de gât. Nu, e, nu, nu cred că e palincă, nu știu. Nu știu ce era, poate sare ceva pe noi. A, care miroase frumos. A, de alea da. Foarte frumos, doamna Dana Moganu, mulțumim frumos. Mulțumim, doamna Așa cum a Dana spus și dumneavoastră, poate pe viitor o să ne întâlnim, ori venim noi la mare, ori treceți dumneavoastră, aveți drum la Strehaia. Mulțumim frumos. Mulțumim, doamna Dana, pentru cadouri. Uite, și că v-ați gândit și la copilul arată-le, arată-le, nostru, vă mulțumesc. Vă mulțumim frumos. Bluză. Foarte frumos e și franelul. Uite, e după mine, merge. Da, și-o țin minte. Asta se... Ce număr e? Trebuie așa. Îi țin pe rând. Hmm? Tot sunt 37. Îmi plac ăștia. Îmi plac și astea. Sunt foarte frumoase. Da, chiar tot. Ne bucurăm că s-a gândit doamna Dana Mocanu și la Leuțu. Leuțu mulțumește la doamna. Îți mulțumesc, doamnă. Pentru că mi-ai trimis cadoul pe care nu știu pentru că o să-l primesc. Zic ai cam. Îți mulțumesc foarte mult, doamna Dana Mocanu. Da, îți mulțumim pentru că te-ai gândit și la Leuțu, doamna Dana, îți mulțumim din suflet. Bluza aici se potrivește cu tânița exact. Vă mulțumim frumos, doamnă. Doamne ajută, doamnă, să-ți dea Dumnezeu sănătate multă. Uitați, fraților, că i-a trimis Adidas, Blugi, de să-i arătăm aici. Ia, desfără ăștia. Blugi. Astea-s cuvărașe. Am încălzit ciorbița de miel, de ieri ce am făcut-o, că n-am cum să mă abțin fraților la așa ciorbiță de meluț. Că ne trebuia o ardei, e iute cu pânița. Și mulțumesc la doamna care mi-a trimis coletul, uitați. Da, uitați și Leuțu și-a primit Adidas. Deci, fraților, adică doamnelor și domnilor, eu vă mulțumesc din tot sufletul pentru cei toți care mi-ați trimis mesajul, acela frumos mi-a țurat ieri de la mulți ani, chiar vă mulțumesc foarte mult din suflet.
ne-ați trimis mesaje multe persoane, cei care chiar nu ați trimis și ne-ați vizionat canalul, vă mulțumesc foarte mult din tot sufletul că sunteți alături de noi și ne iubiți. Am văzut, ne-ați trimis mesaje enorm de mesaje, nu știu cât am, vreo 250 sau 300 de mesaje, nici nu mai știu cât îs. Și am văzut că mi-ați trimis mesaje, foarte multe mesaje frumoase, vă mulțumesc frumos că mi-ați trimis mesaje, mi-ați urat la mulți ani. Și mulțumim și lui doamna Mocanu, Dana, nu le mulțumim? Doamna Mocanu, Dana. Da, din Constanța, i-a trimis un colet, azi a ajuns coletul la copil și a primit Adidas, pantaloni, pixuri și astea, mă rog, mai multe ce i-a trimis. Ne-a trimis doamna pixuri, exact, a știut că întrebe, mâine începe școala. Da, că și începe școala, Leuțule, ai deschis. Eu sunt foarte bucuros că începe școala. Eu sunt foarte mulțumit că eu am petrecut ieri, ați fost 10.000 de persoane cu mine, deci mi-am făcut ziua cu voi împreună, cum ar fi, nu? Că voi v-ați uitat la canalul meu și ați văzut deja, voi ați fost toți invitații mei. De-aia vă mulțumesc foarte mult că ați fost aproape de mine, mi-ați urmărit canalul și sunt foarte bucuros pentru că am avut 10.000 de persoane vă cu voi mult, într-o zi. Adică ați fost invitații mei, fraților, cum s-ar zice. Deci, puturița, 10.000 de oameni am avut invitați. Da? Nici scaune n-am avut atâta, credeți-mi, cei care da. Mi-ați văzut câți vă prieteni. Vă mulțumim mult că ați fost alături de noi, prieteni. Chiar mă bucur. Chiar mă bucur, prieteni, că ne-ați urmărit și ne urmăriți în continuare. Vă mulțumesc mult din suflet. Snopi, îți place ciorba? Da, îmi place. Se aude așa prietenii îndrâniți, pentru că sunt oameni de la, în construcții, afară pe stradă, de la drumuri. La drumul se lucrează? La drumul se lucrează. Se aude chestia aia. Ce bună e ciorbița, fraților. Cu ardei iute, e bestială ciorbița. Asta, da, chiar e bună. Ieri a fost ziua mea, am băut și eu mai mult, vă spun sincer, dar n-am fost beat, să zic. Am băut așa omenește, am avut prietenii mei, l-ați văzut și voi pe Leo, pe Alin, pe Mangea, pe Ion, mai mulți, Vasile. Am petrecut și eu ieri ca tot omul. Și acum mâncăm o ciorbiță. Tu, Lucrinița, ai fost și tu un pic luată în freză? Nu. Da, a băut whisky. Da. Dar că abia cu Tunița să bem noi tot cât bea ea. Da, ce gust eu. Ea nici nu bea alcool, fraților. Da. De multe ori zic eu, na, să mai când vine cineva la noi, îi zic să bea și ei ca femeile, știi, să ciocnesc și ei un pahar de șampanie sau ceva. Ia doar gustă un pic și n-ar vrea. Nu. Așa că cu Tunița, mulțumește și tu lui doamna ce i-a trimis coletul lui Leuțu. Da, mulțumesc mult lui Dana Mocanu pentru colet și pentru bluză care mi-a trimis o bluză da, foarte frumoasă. Da, uite, eu uitat sunt de bluză. Ați văzut și bluza? Eu am uitat de bluză. Da, mi-a trimis un flanel frumos și mulțumesc din suflet. Dar care flanel? Că eu n-am văzut. Îl am înăuntru, nu l-am văzut. Chiar ne bucurăm că s-a gândit și la noi. Că nimeni nu ne-a trimis niciun colet până acum. Dar pentru asta cine ce era în colet bucătare? Pentru, pentru tine ce era în colet? Dezinfectam, ce era? Pentru tine e coletul, Leuțu? A, da, da, da. Mulțumesc-le, doamna, uite, arată Adidas și se vadă în tari. Da, doamna, mulțumesc foarte mult pentru că chiar merg Adidas și mie mi-au plăcut ăștia și aeranții pe tenis, adică ăștia pe albastru și aia pe alb, adică am trei perechi mi-au plăcut. Dar cel mai mult e foarte cald, fraților. Noi de acum acolo vă vom filma aici la noi sub șopru, că aici avem aer, e frumos. Și ne place că e și umbră și stăm aceea. Adică în bucătăria mea. Aici unde am eu toate sculele mele. Se vede că s-a târnat de după tine. Cârnați da, și ăia. Da. Până și ciocanele sunt târnate după tine. Serios? Da. Da, bă, bine. Lingurile, tot. Gata, fraților, e vreme. Acum, de mâine, ne începem și noi activitatea la lucru. Acum, ce să zic, voi
aveți plăcerea de grătare, e vremea grătarelor, că știți că mai e cu grătarele, cu astea merge la iarbă verde. Într-o zi chiar o să mergem și noi, o să vedeți și voi. Chiar am vorbit că o să merg cu familia. La o zi să fim, să ne relaxăm undeva la iarbă verde, să stăm. Nu neapărat să mergem cu mâncare, cu tunița după noi. Da. Mergem și fără mâncare la iarbă verde, doar să stăm întinși pe plăpumică și să tragem un pui de somn, nu? Cu duna. Da, așa era bine. Dar ce să fac, că eu am până pe 6 în dovadă și nu mai am permis. Cine mă duce? Da. Tu l-ai luat permisul, vedeți? Dacă își lua cu tunița permisul, aveam și eu șofer. Eu mai am până poi mâine, am în dovadă. Sunt eu șofer. Până poi mâine mai am în dovadă. Permis. Da, vezi că tăniu. Vai de capul meu, fraților. Astăzi trebuia să ne ducem. Pe mine o lună și... Astăzi trebuia să ne ducem, că dacă tu nu mai ai permis, ce facem? Trebuia să mergem azi. Cred că azi vorbim și noi cu prietenii noștri, vedem, poate mergem. Nu știu, și Leo a zis că aș fi vrut să stea și el un pic să mergem cu el. Păi ne ducem noi prima dată, facem grătare și dacă Leo vrea să vină, vine. Patroana vrea să mergem cu grătarele după noi, fraților, cu până saltele. Până ca normal, așa te ia foamea pe acolo și bate vântul pe acolo. Așa este, Leuțu. Și ai zis că acolo e un lac, mai te faci un... Hai, intrăm un lac? Da. Cum să intrăm noi, Leuțu, un lac? Câte minute avem, Leuțu? 7 și mai avem 9. Mai trebuie încă, trebuie să facem, fraților, pe canalul Leuțu, să-l ajutăm și pe nu, el. Nu, că pentru mine sunt destul 15 minute. Vă mulțumim că sunteți alături de noi. Doamna Dana Mucanu, îți mulțumim frumos încă o dată. Vă mulțumesc frumos că v-ați gândit la copilașul nostru. I-ați trimis și lui un pachet, cum a spus dumneavoastră, mă rog, cei din puterile dumneavoastră. Vă mulțumim frumos, gestul contează. Și la toți cei care ne urmăriți cu drag și sunteți alături de noi. Așa că, fraților, vă iubim, vă respectăm, așa cum ne respectați și voi și ne iubiți și voi. Și stați lângă noi, să fiți la curent cu noi, vom posta clipulețe frumoase pentru voi. Mulțumim, vă mulțumim frumos, Doamne ajută! La revedere!